În București mai sunt doar 3 locuri libere în secțiile de terapie intensivă COVID. De asemenea, Ministerul Sănătății a anunțat că mai sunt libere 194 de terapie intensivă în toată țara pentru pacienții COVID. Cât de gravă e situația și ce soluții ar fi, ne spune Diana Toma. Te ascultăm, Diana. Bun găsit, situația se agravește pe zi ce trece și asta pentru că în acest moment în unitățile sanitare și de profil numărul pacienților a crescut considerabil. Iată, avem 6271 de persoane internate în acest moment. La fel și numărul persoanelor internate la ATI a crescut semnificativ și avem 741 de persoane în unitățile sanitare și de profil. Avem 182 de copii internați și mai mult decât atât, 12 se află la ATI chiar în aceste momente. Situația paturilor nu este una tocmai bună, deși aceasta a fost suplimentată încă de marți, după cum bine menționa ministrul interimar al sănătății, Țeche Otilo, și spunea aceasta că numărul de paturi a crescut cu aproximativ 200 din momentul în care a preluat mandatul. Iată, în acest moment avem 109 paturi libere la ATI, dintre care 40 dintre acestea sunt destinate strict copiilor. Totodată ia în considerare ministrul interimar al sănătății să mărească numărul de paturi astfel încât pacienții să poată fi tratați și spune aceasta că și-ar dori să ajungă la 1500 de paturi astfel încât toți bolnavii să poată fi tratați.